clar că poeție are fanii lui și va fi întotdeauna foarte iubit. Mă uitam astăzi pe site-ul meu pe care îl coordonez pe BookHub, că avem numai puțin de 9 cronici la cărțile lui. Copilăria este într-adevăr una dintre obsesiile lui, dacă ne gândim și la celelalte romane care au apărut, la copilăria lui Isus sau la zilele lui Isus. Și e de admirat întotdeauna la un scriitor atât de matur și de asumat cum este scriitorul sud-african, este de admirat capacitatea de introspecție pe care și-o exersează, dar nu și-o exersează doar pentru a scrie literatură, ci pentru a-și rezolva și el niște conflicte și niște situații mai puțin optimiste din viața lui. Le găsim aici pe Marele Scriitor, la modul dezvolit, dar nu la modul trivial. Îl găsim mai sincer decât în orice alt roman. Îl găsim în literatura aici, pentru că dacă putem să începem să-l citim cu acest omnibus, o să ne întoarcem la cărțile lui sau ne reîntoarcem la literatura pe care o scrie și îl vom reciti în altă cheie. Găsim o Africă de Sud așa cum este în realitate, crudă și sălbatică, dar și plină de culoare și de personaj. În partea de maturitate o să înțelegeți, în partea de tinerețe, scuze, sau de maturitate ca scriitor, o să înțelegeți de ce în toate romanele lui are foarte multe trimiteri și foarte mult intertext. Deci aproape niciun roman de-a lui nu poți citi într-o singură cheie, tocmai pentru că el are foarte multă experiență literară, are foarte multă literatură asumată și când spun asumată nu înseamnă doar citită, ci și interpretată și până la urmă are și cărți de specialitate și se vede lucrul ăsta, dar are și capacitatea, nu degeaba este premiat cu Nobel, are capacitatea de a transforma aceste experiențe literare în literatură de cea mai bună calitate, spre deosebire de alți critici literari. De asta l-am deschis la întâmplare și o să vedeți aici foarte multe trimiteri. Are undeva în partea de tinerețe un foarte scurt fragment, o să citesc. Oare prima mea tentativă pe terenul prozei anunță o schimbare de direcție în viața lui? E pe punctul de a renunța la poezie? Nu e sigur. Dar dacă se va apuca de proză, înseamnă că trebuie să meargă până la capăt și să devină jamesian. Hey, James te învață cum să te ridici deasupra a ceea ce ține de naționalitate și aici este una dintre obsesiile lui, apropo de unor personaje universale care sunt valabile în orice parte din lume, nu doar, el nu contextualizează geografic acțiunea neapărat, apropo de ceea ce spunea și mea asta puțin mai devreme, că într-adevăr, dacă vrea să pierdă reperul geografic, intenționat. Și în continuare, de fapt, niciodată nu se știe sigur unde se petrece scrierea de-a lui Harry James, la Londra, la Paris sau la New York, într-atât este James mai presus de tot ceea ce ține de viața cotidiană. Oamenii din romanele lui James nu trebuie să plătească chirie, nu trebuie să se țină cu dinții de o slujbă, tot ce li se cere e să aibă conversații extrem de subtile, al căror efect este să provoace minuscule deplasări ale puterii, atât de minuscule încât nimeni nu le vede, numai ochiul experimentat. După ce au avut loc suficiente asemenea deplasări, balanța puterii între personajele puterii, poveștii, se vădește boala a se fi modificat brusc și irreversibil. Și cu asta basta. Povestea și-a împlinit rostul și se poate încheia. Este cumva aici, efectiv la întâmplare am deschis, dar cumva aici găsim cam foarte multe din cheile lui literare și foarte mult din crezul lui literar. El a scris foarte mult, dar nu a fost grafoman, cred că nu putem deosebirea dintre un scriitor mare, uriaș cum este poeție, și un grafoman este că la el nu vom simți niciodată cantitatea ca fiind o presiune, ci din contră ca fiind o provocare pe care trebuie să o depășim. De asta și este de apreciat omnibusul, pentru că găsim într-un singur loc trei părți ale vieții, care și personale, pe care le putem și separat.
evident, dar e mai, mult mai bine când le citim, când avem în continuu. Găsim aici foarte mult, mie mi-a plăcut, de exemplu, foarte mult și Elisabeth Costello, pe la care am și făcut cronica, și găsim și aici foarte multe din, din ceea ce a întâlnit de acolo. Partea de, într-adevăr, partea a treia este foarte, acolo a avut un turnaj fantastic poeție. S-a dezbolit la, până la sânge aproape, până la os, și, dar revin, nu este absolut deloc trivial și asta este de, de apreciat la el întotdeauna, pentru că păstrează, apropo, și de Kazantzakis, are doza lui de poezie și de, de grijă pentru cititor, pentru că el în permanență este într-un dialog asumat cu cititorul și are o grijă pentru cultura estetică acestuia și nu vrea să îl obosească pe, pe cititor cu amănunte triviale sau neimportante. Și aș încheia cu un citat din Elisabeth Costello. Îi zice acolo la un moment dat: credeți în viață, cred în ceea ce nu se oștenește să creadă în mine, și cred că asta este una dintre cele mai frumoase concluzii care o putem trage vis-a-vis de ceea ce a făcut poeție pentru, pentru noi ca oameni. Thank you.